Cred că am văzut cu toții în media, cel puțin în ultimul timp sau când se vorbește despre salarii, din punctul meu de vedere, un adevărat linșaj. Primarii, cu salariile lor nesimțite, bagă România în faliment. Primarii, după bunul plac, își fac salariile. Bine, am ajuns să fie jenă când mă duc în altă parte să spun că sunt primar. A, dumneata, ești primar. La mine eu n-am o problemă, îmi respect cetățenii, sunt respectat, dar am ajuns, când ajung în altă parte, să fie jenă să spun că sunt primar. A fost o chestie peorativă. Nu cred că există un jurnalist de talie națională care să nu știe sau să nu se poată informa că un primar nu își poate face salariul după bunul plac, așa cum îi induc opinia publică. Noi avem norme care reglementează clar aceste lucruri. Și aș aborda problema asta din două perspective, ca să zic așa. Odată privind inechitatea în cadrul acelui sistem, adică în administrația publică locală, și odată să mă refer la diferențele de salarizare între administrația publică locală și alte sectoare, să zicem, din sectorul public. Nu cred că nu se știe sau nu se cunoaște că nu toți primarii avem acele salarii. Pentru că dacă pe minimă e în comparație și cu primarul general al capitalei, da, opinia publică o să zică, bă, ăștia chiar sunt îmbuibați. Nu cred că nu se știe că noi intrăm în al cincilea an cu aceleași salarii. Și fac în mod special aici o trimitere către comunitățile de până în 3.000 de locuitori. Un salariu este de 4.800 la un primar și un funcționar public dintr-o astfel de primărie, doar să ai câțiva ani buni în spate de vechime ca să depășești acel prag de 3.000 de lei. Nu mi se pare corect și nu mi se pare corect nici pentru faptul că, și nu vreau să, ca parlamentarii noștri să o ia la modul personal, ci așa discut de principiu, ca parlamentarii și cei care sunt în Guvernul României să, mă rog, lasă să le scape aceste lucruri până la urmă sau să se întâmple aceste inechități. Nu este normal ca un primar sau un funcționar public din primăria sau de la Greci să aibă un salariu mai mic decât un director sau decât un profesor de la școală. Atenție la nuanță. Nu am spus că aceștia au salarii mai mari. Am spus doar că noi avem salarii mai mici. Spunea Costel Capun, dacă nu mă înșel la o altă întâlnire, pentru un profesor, dacă vine de la Brăila până la sud de la Greci pentru o oră, are dreptul legal să-i se deconteze transportul. Nu același drept îl are funcționarul meu din primărie. Dacă ar fi să mă refer acum la să facem o paralelă între administrația publică și alte sectoare din zona publică, iar la fel nu mi se pare normal ca un primar cu atribuții 24 din 24 și un funcționar public din primărie să aibă un salariu mai mic decât o asistentă medicală sau decât un șofer de salvare. Oameni buni, îmi cer scuze pentru limbaj. În pandemie s-au luat bani cu găleata. Și când spun cu găleata asta, așa, imaginați-vă ca în ce înseamnă. Toată lumea a fost în prima linie în pandemie. Toate instituțiile statului. Doar noi, primarii și funcționarii noștri, cred că am fost în țările cale. Sau cel puțin așa am fost tratați. Ca să vă dau un exemplu, deci nu a existat om în comuna sud de la Greci, nu vine într-un contact fizic, direct, cu mine. De altfel, și s-o fi vrut să respect acele condiții, nu aveam cum, pentru că primăria mea este mai mică decât o casă. Noi am făcut treaba celor de la APIA, pentru că centralizam absolut tot. Deci eu veneam în contact direct cu omul, dar acolo trimiteam centralizat. La ANAV am povestit deja, noi ne ocupăm de, inclusiv de declarațiile, mă rog, unice instituții la care m-am dus eu ca primar și am dat prin gard. Deci prin gard am dat acele documente care nu puteau fi trimise de electronic. Toți au fost în prima linie, doar noi, cred că acum am apărut în țările calde, dar dă prost, nu dă bine ca să vorbești despre primar și despre administrația locală. Din păcate. Discutam mai devreme de inechitate. Nu știu eu ca primar, și sunt la al cincilea mandat, care sunt prerogativele mele, sau cu ce am eu mai puțin ca prerogativele mele, decât un primar de oraș.
Dacă mă întrebați, eu încă n-am găsit, dacă colegii mei știu un astfel de lucru, atunci să ne spună. Cu ce este mai prejos funcționarul meu din primăria de la Sur, de la Greci, față de un alt funcționar, da, care face fix același lucru, lucrează fix aceleași ore, dar care are un salariu mult mai mare. Ca să ne mai ducem pe zona de, nu știu, justiție, acolo să justifică, domnule, niște salarii, pentru că magistrații, da, sunt restricționați în anumite drepturi. Noi primarii unde suntem? Fix acolo. Eu zic că astea sunt lucruri care trebuie băgate în seamă, pentru că nouă ni se cere, și este normal și este corect să fie așa, să livrăm servicii publice de calitate către cetățeni. Cu cine, cu ce resursă umană putem face noi acest lucru? Pentru că am spus-o și probabil colegii mei s-au plictisit repetând. Am scos un post la Registrul Agricol, el a trebuit de 3 ori să-l scot și să umblu acolo la modificare. Doar cineva va veni să ocupe postul ăsta. Pentru că un om care este pregătit, un om care, mă rog, este bine intenționat, nu o să vină niciodată la mine la Sud, de la 2000 de lei. Astea sunt salariile din administrația publică locală. Și, repet, intrăm într-al 5-lea an de blocaj. Cred că suntem singura liftă din zona asta care am rămas, nu știu, blocați, ca să zic. Nu mă deranjează dacă blocăm, repet, primăria generală capitalului. Da? Dar ceva trebuie să facem pentru ăștia. Și mai spun un lucru. Și eu, ca primar, până la urmă, doar mi-mi place, nu-mi place, poate peste 2 ani de zile, poate nu mai rezonez, nu mai este ok pentru mine să merg aici, mă duc, mă lipsesc, nu mai candidez, mă fac ori pilot de avion, ori îmi cumpăr o capră, văd ceva găsesc. Doamne, dar vrem, nu vrem, administrația publică trebuie să meargă mai departe. Pentru acei funcționari chiar trebuie făcut ceva. Asta ar fi, să zic așa, o chestiune, o consider destul de importantă, și pentru că, așa cum spuneam mai devreme, aici în sală avem și parlamentari. Din Brăila mi-ar plăcea să știu că dumnealor vor fi inițiatorii unor chestiuni care se duc la rezolvarea acestor inechități. Vă mulțumesc.